Bună seara, nu am terminat. Mai am chiar trei orașe foarte importante pe listă. Iași, Constanța și Timișoara. Din păcate, sau din fericire, depinde cum o iei, vreme de o lună o să suspend orice fel de plimbări prin țară în scop literar, pentru că mi-am luat un angajament și am intrat într-un proiect care o să mă țină 24 de ore ocupată. E un proiect TV și asta o să mă întrerupă probabil și din scrisul la roman pe care îl pregătesc. Asta e. Mi-am propus în mai să ajung la Iași și la Constanța și la Timișoara voi fi la Festivalul de Jazz de la Gărâna, unde am fost invitată de cei de acolo și o să organizeze două lansări, una la Timișoara și una chiar la Conacu, unde se ține Festivalul de Jazz. A fost foarte fain în țară până acum. Am fost la Galați, am fost la București, am fost la Cluj, la Sibiu. În general, lansările mele nu sunt așa niște lansări foarte tipice în care oamenii stau și ascultă 2-3 literați care vorbesc despre cărți și după aceea stăm la coadă, luăm autografe și mergem acasă. Eu interacționez foarte mult cu publicul meu și toate lansările, mai puțin cea de la București, unde a fost chiar o chestie interesantă, o să vă povestesc. Peste tot ne-am întins la povești câte ori jumătate.